Viitorii consilieri locali, aleși la scrutinul de duminică 5 iunie, au fost convocați de dimineață în sala de consiliu a primăriei pentru a le fi înmânate certificatele doveditoare de atribuire a mandatului de consilier. Motivul întâlnirii noastre de astăzi este acela de a vă înmâna certificatele doveditoare ale alegerii pentru funcția pentru care noastră ați candidat. Astfel, potrivit rezultatelor finale ale alegerilor de duminică, PSD va avea 11 consilieri, PNL 7, iar ALDE 3 consilieri municipali. Domnul Nicolae Florian. Domnul Anghelescu Adrian Valentin. Doamna Sârbu Adelina Veronica. Domnul Matei Mihai. Domnul Țigănilă George. Din punct de vedere legal, după ce vor primi respectivele certificate, consilierii vor fi convocați în ședința de constituire a noului consiliu. În cazul în care unii dintre ei doresc să renunțe la mandat, pot anunța acest lucru înainte de convocarea în ședința de constituire sau se pot prezenta la respectiva întrunire. În acest caz, fie nu depun jurământul și sunt considerați demisionari de drept, fie depun jurământul și abia după aceea se decide dacă renunță la postul de consilier sau la cealaltă funcție publică pe care o dețin.